sunt destul de aproape de noi în momentul ăsta și se pare că s-au oprit. Cu siguranță este și infanteria izraeliană care interceptează toate aceste bombe. O să mai rămânem așa puțin pentru că niciodată nu știi exact când se opresc bombardamentele. Și totuși, gata, s-a făcut liniște, să încercăm să ne ridicăm.